Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să ajungem și la etapa asta de trăire. Ce mesaj să spun eu? Poate mesajul pe care îl dau toți Sfinții Părinți. Ferește-te de rău și fă binele, că până la urmă asta e esența vieții creștine. Dar cred că este mai important decât toate, că mai ales în această perioadă, să fim conștienți de faptul că nu trebuie să fim egocentriști. Adică să ne punem pe noi înșine, așa cum ne-a învățat societatea de multă vreme, în centru vieții și acțiunii, ci să-L punem pe Dumnezeu în centru existenței, să fim teocentriști. Adică punctul nostru de raportare și în activitate și în gândire și în viață și în tot ceea ce facem, să fie punctul de raportare, să fie Domnul Hristos, să fie însuși Dumnezeu. Pentru că dacă îl iei pe Dumnezeu partener al vieții tale, îl pui în calculul vieții tale, atunci automat știi ce să faci. Și să nu uităm încă un aspect. Prin nevoința postului pe care o facem, practic, aducem în viața noastră harul și milostivirea lui Dumnezeu. Scopul omului pe pământ nu este altul decât să se asemene cu Dumnezeu și nu se poate asemăna, nu se poate înălța, nu se poate îmbunătăți, nu se poate îndumnezei decât prin harul Duhului Sfânt. Și harul Duhului Sfânt nu vine pe altă cale decât pe cea a nevoinței. Orice nevoință pe care o face omul cu gândul acesta de a aduce harul Duhului Sfânt asupra sa, este bine plăcută înaintea lui Dumnezeu și nu rămâne nerăsplătită. Și pentru asta trebuie să folosim toate mijloacele. Repet, abținerea de la mâncare, rugăciunea, nu zicem împărate, cereți vinul să te slășluiește între noi, rugăciunea și în chip de plin milostenia ca act al iubirii și responsabilității față de ceilalți și peste toate cel mai mare dar din univers, unirea noastră cu Dumnezeu. Practic asta e finalitatea. Comuniunea noastră în chip real, nu numai, la, repet, filozofic, nu numai conceptual, în chip real, la nivel celular, unirea noastră cu Dumnezeu în sfânta împărtășanie. Toate acestea reprezintă rezolvări superlative ale ecuației vieții în care trăim. Cu toate nebuloasele, cu toate încercările, cu toate tulburările, cu toate bolile, să nu uităm un lucru. Rezolvarea o dă credința și legătura noastră cu Domnul Hristos. Amin.